Am aici pe Mihaela, una dintre poveștile de succes ai programului Burtajos. Jos. Mihaela, țin să te felicit. În primul rând și mulțumesc frumos că ai fost de acord să împărtășești din experiența ta. Mulțumesc, Cunar! Și o să... eu mă bucur că am făcut parte din program și că fac parte din program, de fapt. Îți spun câteva întrebări care sunt de general interes pentru cineva care vrea să obțină progresul pe care tu l-ai obținut. Și cel mai important este, evident, cu tu, în aceste prime 12 săptămâni de colaborare, ce rezultate ai obținut? Ce s-a schimbat în viața ta? Deci am avut 10 centimetri în talie. Clar am simțit pe toate hainele, automat, și 4 kg am slăbit în total. S-a schimbat în viața mea, toate aproape, pe lângă faptul că alimentația m-a ajutat să mă simt mult mai bine cum arăt, cum mă simt, cum dorm. Deci toate chestiile au fost influențate, clar. Da, cam asta mi e. Mi-ai spus mai devreme că încap mai bine hainele pe tine. Da. Poți, poți să detaliez un pic asta? Da, deci poate că la, la kilograme nu era atât de mare diferența, dar la centimetri e mare și se vede. Deci am pantalon de training, am... Pijamalele care sunt super legere, nu vine să crede oricum, mire de obicei, sunt mai legere. Se simte peste tot și se vede peste tot. Inclusiv familia a observat, bineînțeles. Uh -huh. ok. Mi-ai spus că s-a îmbunătățit ceva și de la, la față, parcă mi-ai spus ceva. Da. Deci, aici, aici se vede cel mai bine, la față, regii. Toată lumea mi-a spus ce s-a întâmplat, ce ai făcut. Fața ta arată mult mai subțire, mult mai bună, mai mai frumoasă. Ce ai mai încercat în trecut și de ce crezi că nu a funcționat? Am încercat și alte programe, am încercat. Și alte diete. În primul și în primul rând, totul începe super bine, totul este cu entuziasm și normal că după o lună, două, deja se ajunge din brocoli cu pui și din pui cu brocoli și nu mai, nu mai, nu mai vrei. Deci, Devine foarte plictisitoare la un moment dat, monotonă, aceeași poveste, au fost și rezultate, dar probabil că nu atât de vizibile, atât de rapid vizibile ca și aici. Am încercat și dieta numai low carb, am încercat mai multe, dar până în prezent Asta a funcționat și m-am ținut cel mai bine de asta, mm -hmm. pentru că aici are rețetele și faptul că mănânci diversificat mm -hmm. și aproape de ceea ce suntem noi obișnuiți, mai mult sau mai puțin, da, deci de mâncarea noastră clasică sau tradițională, asta, asta ajută foarte mult, mm -hmm. cel puțin pentru mine personal. Da, deci tu, tu mi-ai spus că abordarea anterioară a fost destul de monotonă și acum ai avut parte de mai mult gust și mai multe rețete. Da. Cât, cât timp îți lua ție pe săptămână să-ți pregătești aceste mese? În vedere de faptul că nu puteam să mănânc brocoli rece, eu trebuia ca să gătesc aproape cu o jumătate de oră înainte să mănânc. Ceea ce era stres pentru mine era trebuia ca să mă organizez, trebuia, am și un copil mic care până la urmă și el necesită atenție, timp și așa mai departe, deci era stresant pentru mine. Und, uh, rețetele și putând ca să faci trei porții următoarele trei zile, îs super liniștită, știu că după masa o oră, jumate, două gătesc uh -huh. și trei zile n-am niciun stres, știu că mi-e mâncare asigurată și mănânc și sănătos și e și benefic, e și bun. Okay. Asta e, e, bun, e bun, e bun, sunt foarte bune. Încă, care sunt rețetele tale preferate până acum, Mihailă? Eu sunt o guriță mai dulce, deci îmi plac dulciurile. Pina colada îmi place foarte mult. Pizza e foarte bună. Și, deși nu am fost fan burger, acum sunt fan burger. Avoburger, da? Deci îmi place foarte mult. Frigănelele cu mozzarella îmi plac foarte mult. Brownie. Deci ai câteva care o să le mai repeți. Am câteva care sigur o să le repet. Având în că ai avut, nu neapărat o încercare eșuată, dar ai avut o abordare nepotrivită care ai simțit că nu o să poate să se transforme în ceva de durat. Ce te a făcut să te alături programului burtajos? Ce ți-a tras atenția aici? Până, în primul rând, mâncărurile. Mm -hmm. Sunt vizuală, da, și acolo văd postările tale cu rețetele și așa, zic, no, trebuie să încerc, zic, hai să vă. nu merge, chestia asta. Zic, e prea frumos să fie adevărat, dar într-adevăr, e adevărat și și frumos și și bun. Chestia asta m-a făcut, m-a determinat ca să, ca să încerc. Și am și spus, și știți, minte, ți-am spus la în început, asta este ultima încercare. Dacă asta nu funcționează, nu mai vreau altceva. Asta e, accept soarta, mă duc înainte. Dar mă bucur că n-am acceptat soarta. Și, da, și <laughs> că să în Grecia, am, da. am intrat în program, exact. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în, în acest program din experiența ta, din aceste 12 săptămâni? Am nevoie și de chestia asta de organizare, da? Deci eu, acasă, acasă la mine, în familie, organizez pe toată lumea, organizez pe soți, organizez copil, organizez munca, dar până la urmă a rămas foarte puțin timp pentru mine ca să mă pot eu organiza. Aici în program am găsit sprijinul ăsta, deci în principal. Venind de la tine, mulțumesc mult. Și chestia asta, că cineva mă întreabă, ești ok, totul e ok, cum sunt rețetele, ce ai gătit, cum ai gătit, interesul, da? Dedicarea până la urmă. Da? Ai primit deci... sprijin și asistență să înțeleg, da? Și organizare, exact. Și nu a fost bun, stresant pentru tine să ai pe cineva care se uită non-stop la ceea ce faci? Nu, stai puțin, că eu sunt interesată de toată lumea ca să se simtă bine, ca să fie ok și și cineva e interesat să mă simt eu bine. Acum nu mă refer la soțul sau copilul sau mama sau așa mai departe, ci cineva din exterior care, hello, uh, hello sunt curioasă și vreau să știu cum te simți, ce ai mâncat, ce rezultate ai... Și aș putea îmbunătăți și așa mai departe. Deci, pentru de mine, chestia asta a fost importantă și a făcut diferența. Mă bucur că ai specificat asta cu, cu comunicarea și asistența. Și o singură, ultimă întrebare mai am pentru tine. Tu ce ai de spus pentru persoanele care nu reușesc să se bească singuri sau încercă diferite abordări restrictive, cum ai făcut și tu? Mersi, Hunor, asta e o întrebare super bună. Și eu, la rândul meu, sunt un om care a făcut sport toată viața și m-am luptat cu kilogramele și m-am luptat cu imaginea și cum arăt și cum mă simt și așa mai departe. Mereu am reușit, până înainte de a fi de a avea pe fiul meu, am reușit mereu ca alea 2-3 kilograme ca să mă joc cu ele și să arăt bine pentru un eveniment și așa mai departe, cu sport, cu dietă, nu știu ce. Dar după, după ce l-am avut pe fiul meu, am rămas undeva cu vreo 15-18 kg în plus. Am încercat chestii mai multe și după aia mi-am dat seama, hello, chestia asta nu merge de una singură. Deci nu mai am cunoștința, nu mai am experiența, nu mai am capacitatea de a mă ajuta singură, deci trebuie să caut ajutor. Și totul că știu multe chestii despre nutriție, știu foarte bine că nu sunt străină față de chestia asta, nutriție, sport și așa mai departe, dar totuși nu m-am putut ajuta am hotărât că asta ar fi cea mai bună idee ca să apelez la, la ajutor cineva, ca să mă ajute. De. Pentru că nu fac pe o chestie pe pentru o lună, pentru două, trei luni sau o de ani până mi-a atins țelul. Deci vreau să fac chestia asta pentru să am un stil de viață până la urmă, ca să mă pot întreține mai departe la kilogramele și la, la silueta pe care o doresc. De. Și era clar că nu mă mai puteam ajuta, de aia aveam nevoie de cineva specialist care știe, înțelege cum funcționează, ce funcționează. De. Și a funcționat și funcționează. E foarte bine că ai specificat ceea asta cu copil și cu... Eu țin să felicit pentru cum te-ai organizat, pentru persoana care ai devenit. Mulțumesc pentru încredere acordată și pentru acest testimonial și îți doresc mult succes în continuare. Îți mulțumesc și eu, honor.